Executivul Uniunii Europene dă ca exemplu cazul Slovaciei, țară care este vizată de o procedură de infringement. Asta după ce a obligat marile magazine să afișeze la intrare proporția veniturilor obținute din vânzarea de produse alimentare autohtone din cifra lor totală de afaceri. Tot în Slovacia, marii comercianți cu amănuntul sunt obligați să publice aceste cifre pe site-urile lor și să le raporteze în mod regulat la Ministerul Agriculturii. Comisia consideră că aceste cereri sunt de fapt restricții cantitative asupra liberei circulații Bunurilor, pentru că duc la prejudecăți din partea consumatorilor față de produsele din afara țării și încurajează comercianții să vândă produse autohtone. Slovacia are la dispoziție două luni pentru a remedia situația. În caz contrar, Comisia poate acționa această țară la Curtea Europeană de Justiție. Revenind la situația din țara noastră, legea care prevede ca supermarketurile și hipermarketurile să aibă pe rafturi carne, fructe și legume din producție românească în proporție de cel puțin 51% a fost aprobată și urmează să fie promulgată de președinte. Comercianții care nu respectă actul normativ riscă amenzi cuprinse între 100.000 și 150.000 de, de lei. În caz de abateri repetate, marile magazine vor putea fi închise până la jumătate de an. Reprezentanții hipermarketurilor și supermarketurilor sunt extrem de nemulțumiți și susțin că legea va duce la o creștere a prețurilor, va limita drastic numărul furnizorilor români și nu este exclus să ducă la închiderea unor magazine.